Pe mine mă întrebați de acum încolo, ca persoană fizică, Ion Ciriac, pentru că luna asta oamenii își aleg un alt președinte, sperând că e un președinte care trebuie să fie plătit, să fie la ora 8 acolo, să plece la ora 8 seara de acolo, așa cum și secretarul general, pentru că altfel n-ajungem niciunde. Cine ar trebui să fie nouul președinte, în opinia noastră? Cel mai nimerit. Puteți da un nume? Domnul Iohannis e ocupat cu președinția țării, domnul Cârțu mi se pare cu guvernul, deci acești doi oameni ies în afară, restul nu cunosc pe nimeni acum. Cine trebuie să fie președinte la Federație? Că domnul Ciriac nu a vrut să... Deci vreți? Am fost 12 ani, ne ajunge. Da, am dat din viața mea 12 ani la Federație și nu regret, pentru că am dat la o federație în care mi-a dat mult și mie. Puteți da un nume însă care ar putea să preia funcția de președinte după... Nu știu, aici trebuie să te sacrifici, pentru că e zi de zi la federație, nu ești plătit, nu știu care e persoana care poate să-și permită treaba asta.